Sărbătorile de iarnă se apropie, iar cei mai mulți sunt deja cu gândul la vacanță. Oltenii au luat cu asalt agențiile de turism. Cei care au vrut să profite și de unele reduceri și-au făcut rezervări din timp. Pensiunile și hotelurile de pe Valea Prahovei și cea a Oltului sunt ocupate 100%. Cei care vor să petreacă noaptea dintre an într-o țară cu temperaturi mai ridicate au optat pentru destinații exotice. Căutate au fost și destinațiile către care există un zbor direct de pe aeroportul din Craiova. Printre acestea se numără Turcia și Egipt. În acest an, cele mai multe rezervări pentru Revelion s-au făcut în stațiunile de pe Valea Oltului, în special în Călimăne și Căciulata. Aici am avut pachete de 3 nopți cu toate mesele incluse, de la 2600 de lei de persoană. De asemenea, au mai fost rezervări și în Băile Herculane, Băile Olănești, stațiunile de pe Valea Prahovei, la fel cu prețuri similare ca cele de pe Valea Oltului, un pachet de 3 sau de 4 nopți, pornind de la aproximativ 3.000 de lei de persoană, cu mesele incluse și, bineînțeles, și cu mesele festive. În schimb de Crăciun, oltenii preferă să sărbătorească în familie, dar în ultimii ani mulți au prins gustul vacanței la munte, inclusiv în zilele acestea. De Crăciun se pare că oltenii preferă să rămână mai degrabă acasă decât să meargă într-o vacanță. Însă, cei care și-au ales o vacanță pentru sărbătorile de iarnă s-au orientat mai mult către stațiunile de pe Valea Prahovei și către zona Bran-Moeciu. Acestea fiind cunoscute ca destinații tradiționale pentru petrecerea Crăciunului. Aici pachetele au pornit de la 1.000 de lei de persoană și au ajuns chiar și până la 5.000 de lei în funcție de numărul de nopți și de hotelul ales. Mai mult, chiar dacă anul acesta nu s-a încheiat, mulți își fac rezervări pentru concediul de vară. Oltenii profită de promoțiile ce sunt valabile până la finalul lunii februarie. Cele mai căutate sunt stațiunile de pe litoralul românesc, bulgăresc și turcesc, dar și destinații din Grecia și Egipt.